În acest exercițiu vom vrea să memorizăm o funcție de exponențiere. Evident, există o funcție de exponențiere în limbaj, deci e mai mult un exemplu pentru a vedea cum funcționează memorizarea în acest caz. Și principiul de la care vom porni este că x, dacă vreau să ridic x la puterea 10, pot de fapt să ridic x ori x la puterea 5. Ca și înainte, va trebui să returnăm funcția noastră dintr-o altă funcție, astfel încât să-i menținem starea. Cache-ul nostru de data asta va fi format din două numere și vom alege să-l reprezentăm ca pe un obiect. Pentru că îl vom reprezenta ca pe un obiect, cheia pe care o vom folosi va fi reprezentarea la string a argumentelor, a array-ului de argumente. Array-ul de argumente în funcția exp îl vom avea de aici, va fi destructurat, astfel încât să nu ne intereseze efectiv câte argumente sunt, deși sunt două în acest caz. La final vom returna funcția exp. Cheia din cache va fi json stringify de args. Și din nou, dacă cheia există în cache, deci dacă s-a executat funcția cu argumentele astea înainte, atunci vom returna pur și simplu cache de key. Și pentru a clarifica faptul că mecanismul se aplică, vom zice console.log found Dacă nu există, va trebui să o calculăm. Și ca să o calculăm, trebuie să extragem argumentele și vom destructura array-ul de argumente. Deci x și n este args. Și să calculăm rezultatul operației, vom zice let result. Dacă n este 0, atunci rezultatul exponențierii este 1. Altfel, dacă suntem în cazul în care n este un număr par, deci dacă n modulo 2 este 0, atunci result este exp de x ori x și n pe 2. Și altfel aici, dacă numărul este impar, deci, atunci rezultatul este x ori exp de x ori x. Și aici vom vrea jumătatea lui n rotunjită în jos. Deci math.floor de n pe 2. Pentru că era un număr impar. La final, după ce am calculat rezultatul, vom zice cache de key este result. Și vom returna rezultatul. Și ca din nou, ca să fie clar mecanismul, vom scrie console.log calculated key. Nu rămâne decât să testăm funcția noastră și vom zice că exp este expgen, returnată din expgen, și apoi console.log exp de 5-6, deci 5 la a 6-a. Și ca să vedem că se memorează ceva, 25 la a 3. Dacă rulăm programul, vom vedea că aici s-au calculat prima dată, dar a doua oară s-a regăsit în cache.